Național de Statistici a propus pentru anul 2014 o serie de priorități, dintre cele mai importante, care sunt următoarele. Realizarea cu succes a recensământului populației și a locuințelor, perfectarea sistemului tehnic informațional al Biroului Național de Statistică, coordonarea proceselor de îmbunătățire a sistemului de indicatori, a metodologiilor de calcul acestuia și sistemul de cercetare statistică în conformitate cu normele Uniunii Europene. Modificări la perioada de realizare a recensământului, o fixăm pentru perioada lunii mai, dar totodată aspectul de deschidere financiară externă urmează de acum săptămâna aceasta să avem acea aprobare. Mai pe ce dată? Nu este încă fixat, deci a fost doar la nivel de discuție. Așteptăm de acum aprobarea de către Parlament a sensibile de gen etnie, limbă vorbită și religie, deci l-a lăsat la libera opțiune a respondentului. Alte ajustări ați mai făcut? Există deja insignele sau... Deci cu succes s-a realizat logo-ul, conceptul, acea campanie de publicitate și totodată acele marcaje sau insigne s-a identificat, a fost elaborat și definitivat acel regulament de angajarea personalului pentru recensământ. Doar așteptăm perioada de identificare și de propunerea perioadei de realizare a recensământ ca să putem să pornim la tot celălalt. Vorbeam despre acel regulament de angajare a personalului pentru recensământ, deci anume Biroul Național de Statistică a realizat cu succes împreună cu Guvernul Republicii Moldova, cu succes a realizat acest regulament, din considerentul să nu apară pe perioade angajări de genul partidelor politice sau implicării partidelor politice în promovarea acestei acțiuni. Deci acel regulament stabilește niște condiții, niște reguli, niște cerințe de angajare a personalului și totodată legitimează această persoană încadrată de ca... Ce probleme, eu știu, ar putea apărea pe parcurs din cele pe care le ați identificat deja? Sau... Rata, mare majoritatea cazurilor în urma acestor cercetări care se realizează sau acestor sondaje care se realizează, poate apărea rata non-răspunsurilor, dar rata mare nu, sau nedeschiderii către populație a accesului de prezentare a datelor la recensământ. În cazul dat Biroul Național de Statistică în fiecare organ teritorial sau în fiecare oficiu teritorial va deschide ușele, da, crea un post deschis pentru participare persoanei, dacă nu dorește la domiciliu, poate să prezinte în cadrul organului teritorial de statistic sau direcții secției de statistic pentru prezentare și completarea chestiunii.